investească în Bacău. Îi priviți ca și cum ar fi paria, doar că nu sunt de stânga sau de dreapta. Este normal. Au dreptul să aibă opțiune politică. Sunt și ei oameni și trebuie respectați. Nu să-i punem la zid, doar că nu sunt de acord cu unele doctrine de partid. S-a înțeles. Domnul Fantaza, vrea să faceți o completare. Mulțumesc. La acest gen de proiecte trebuie privită, din punctul meu de vedere, problema cu două măsuri. Una a reglementărilor de urbanism, care s-au discutat, și a doua a dreptului de proprietate, care trebuie exercitat sub toate atributele lui, folosință, posesie, dispoziție. A construi pe un teren sau a transforma o construcție existentă este un drept de dispoziție. În momentul în care oamenii vin și vor să-și exercite dreptul de proprietate, noi aparatul de specialitate nu avem decât să analizăm, să verificăm, să cerem toate avizele de la toate instituțiile abilitate ale statului și potrivit legii, dacă la sfârșit există toate aceste documente, să venim în fața dumneavoastră și dumneavoastră să hotărâți. Are omul ăla voie să-și exercite dreptul de proprietate sau nu? Pentru că limitările exercitării dreptului de proprietate sunt expres stabilite de lege. Mulțumesc! Bun, haideți să închei dezbaterile, trecem la procedura de vot secret. Vă invit la domnul Danilă să luați buletin de vot, să votați. La toate, nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74
Am rezultatul votului la proiectul numărul 12. Avem președinte de ședință? Că în toate există o barieră ca depășit. Domnul președinte de ședință, putem relua ședința? Domnul Bârzu? Poți să anunț rezultatul votului? La proiectul numărul 12, 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, un vot nul. Deci, domnul secretar, a trecut sau nu a trecut? Cum e? 10 pentru, 9 împotrivă, 1 nul. Proiectul nu a fost adoptat. Deci, trecem la următorul punct, proiectul numărul 13, la care procedura de vot este vot deschis. Dragi colegi, haideți să fim atenți. Sunteți de acord cu procedura de vot deschis? Supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Nu ridică nimeni împotrivă? Nu. Deci s-a adoptat. Vedeți cât suntem în sală, doamna Tamba. 18. 17 voturi de acord cu această procedură. Și îl invit pe domnul primar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. De hotărâre privind mandatarea împuterniciților municipiului Bacău în adunarea generală acționarului Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. Pentru orice lămurire suplimentară, doamna Pintilie Izabela vă stă la dispoziție. Da. Domnul secretar, avizo. Domnul Fantaza, avizo. Doamna Pintilie. Doamna Pravăț. Doamna Pricopoaie, doamna Dragomir, domnul Stan, domnul Laurșova. Discuții dacă sunt la proiect, domnul consilier Ghingheș, vă rog. Mulțumesc, da. Practic, acum începe un nou mandat al administratorilor de la Societatea de Servicii Publice Municipale. Mi-ar fi plăcut ca măcar unul dintre dumnealor să fie aici prezent în sală, măcar unul, sau directorul, sau directorul adjunct, pentru că vorbim de obiectivele și indicatorii pe care și propun pentru următorii 4 ani, până în 2023. Drept urmare, eu nu voi vota acest proiect de hotărâre până când reprezentanții acestei societăți nu se vor prezenta aici și pe lângă prezentarea planului lor pentru următorii 4 ani, să și ne facă un mic raport așa pentru mandatul trecut, pentru că am văzut că sunt aceiași. Inclusiv domnul coleg de la PSD, domnul Palea, toți de acolo să vină aici să dea socoteală. Că e vorba de banii băcăuanilor până la urmă și această societate de servicii publice, Samsarul de Servicii Publice Municipale, ar trebui să vină să dea socoteală pentru lucrările pe care le face municipiul. Mulțumesc. Da. Dacă mai doriți din colegi intervenție la acest proiect. Eu foarte pe scurt, noi o să ne abținem de la acest proiect. În momentul în care se vor prezenta reprezentanții Societății de Servicii Publice Municipale Bacău,
vom analiza în consecință și ce vor spune la întrebările noastre. Domnul Ștefan? Da, la fel, și eu mă voi abține de la acest proiect. Așteptăm conducerea societății să vină să discute în Consiliul Local. Și grupul politic PSD de asemenea. De asemenea. Cine era împuternicit din partea municipalității la SSPM? Nu mai era, nu mai. Da. Și ce faceți? Să le transmiteți, vă rugăm, atunci când vă mai cheamă la vreo ședință, să vină în fața Consiliului Local. Da, s-a înțeles, domnul primar dorește o intervenție, vă rog, domnul primar. Sunt întru totul de acord, doamnelor și domnilor consilieri locali. Nu mi se pare corect să inviți Consiliul de Administrație, mă refer aici la președintele Consiliului de Administrație, nu e prima oară când fac acest lucru și să nu se prezinte în fața dumneavoastră. Este o atitudine de normalitate să vină în fața dumneavoastră să vă răspundă la absolut toate întrebările. Asta se face foarte bine înțeles, nu e vorba de vreo disociere sau altceva. Este vorba de o stare de normalitate să vină în fața dumneavoastră, să explice foarte clar ce fac, ce au făcut, pentru a elimina orice fel de suspiciuni care pot plana sau care se prefigurează. Domnul secretar, nu mai sunt discuții, faceți apelul colegilor consilieri. Ieșiți din sub masă. Da, apelul. La proiect, da? La proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Domnul Ghingheș împotrivă? Se abține cineva? Domnul Scripăți, cum votați ca să consemnăm real? Am înțeles. Așa, abținere, abținere, da, consemnați. Deci un vot împotrivă și restul abțineri. Da. Proiectul nu a fost aprobat. Dar de unde știți dumneavoastră că vă fiți estimate, domnule? Mi-a comunicat colegul dumneavoastră, domnule. Nici puteți să-l luăm cu eu. Da, da. Am ajuns la proiectul numărul 14. Vă supun modalitatea de vot. Este procedura de vot secret care v-am propus-o. Cine este de acord cu procedura de vot secret? Da, numărați-vă, doamna Tamba, proceduri de vot secret. Cine este pentru vot secret? Așa. Cine se abține? Se abține cineva? Nu. Nu, deci 19 voturi pentru procedura de vot secret. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul de hotărâre numărul 14 cu procedura de vot secret. Deci nu suntem nici la jumătate, nu? E bun, suntem de la ora 10. Proiect de hotărâre privind modificarea HL 203 din 2016, prin care s-au constituit comisii de specialitate ale Consiliului Local. Vorba de o serie de solicitări făcute de către consilierii locali. Da, deci domnul primar, domnul secretar, raport, avizul. Domnul Ciprian Fantaza. Domnul Laur Șova. Discuții. Discuții. Nu sunt discuții, se trece la procedura de vot, de vot secret. Da. Îți place să bage de acel. Domnul Botoi. Domnul Botoi vorbea.
Mai avem un buletin de vot. Mai este vreun coleg de-al nostru care n-a votat? Laur, ai votat? Rezultatul votului, domnul președinte. Din 20 de consilieri prezenți, 19 au votat, 9 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 0 voturi nule. Proiectul nu a fost adoptat. Da, mulțumesc, doamna președinte. O să trecem la următorul punct, proiectul numărul 15. Este legat de... Este vot deschis, o să vă cer votul. Da. Deci la proiectul numărul 15, propunerea de vot este vot deschis și vă supun dumneavoastră. Cine este pentru vot deschis? Vă rog să ridicați mâinile. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci toată lumea este de acord cu votul deschis. Și invit pe inițiator, pe doamna consilier Ionela Breacnă Pravăț Cristina, să prezinte expunerea de motive la acest proiect. Ați avut proiectul la MAP. După cum știți, este vorba despre abrogarea hotărârii de Consiliu Local numărul 400 din 2018, care vizează aprobarea unui regulament privind activitatea de voluntariat derulată în cadrul poliției locale. Da. Am văzut cât de înduieșător a fost mesajul de ieri al domnului primar. Ați scos de la naftalină 3 tineri, nu știu de unde i-ați scos, deși domnul primar în emisiunea publică Dialog Social declara în 18 decembrie că voluntarii sunt specializați fiecare prin studii pe direcția pe care acționează, brusc avem voluntari studenți și așa mai departe, nu se justifică sub nicio formă derularea de astfel de acte de voluntariat la nivelul poliției locale. Dacă avem nevoie de voluntari, avem nevoie de voluntari la căminul de bătrân, la căminele de copii, în cadrul altor puncte care au legătură cu activitățile sociale și așa mai departe, sau de asistență socială, nici într-un caz la poliția locală. Da. Și cred că nu ați putea să-mi exemplificați 5 alte municipalități unde poliția locală derulează astfel de activități prin voluntari. Am înțeles. Domnul secretar, vă rog ca avizo. Favorabil. Deci sunteți de acord. Domnul Ciprian Fantaza. Domnul Lucian, domnul Ieftemie, sunteți de acord cu avizul? Avizul cum este dumneavoastră? Raportul favorabil, nefavorabil? Favorabil. Nefavorabil. Doamna Ionela Cristina, da? Pravăți, vă rog. Favorabil la comisie. Doamna Pricopoaie? Favorabil. Doamna Doina Dragomir, domnul Gabriel Stan,
domnul Laur Șova Gât. Deci sunt rapoartele și avizele. Discuții, domnul primar, dorește, nu? Parcă am înțeles că doriți să luăm. A, domnul Ghingheș. Aș primul ca să puteți răspunde la. Poftiți, domnul Ghingheș. Mulțumesc. Știți, de obicei, mai ales în perioadele astea, uneori sunt niște piromani care dau foc la pădure și apoi ei stau gata cu stingătorul să stingă pădurea. Este un non-subiect. Eu nu voi participa la vot la acest proiect de hotărâre. Eu am susținut acest proiect de hotărâre pentru că reglementează un cadru prin care persoane fizice pot să voluntarieze în cadrul unei instituții publice. Chestiunea asta, cum să zic, o încurajez și dacă există cât mai mulți cetățeni care să facă asta în timpul lor liber, cu atât mai bine, mai ales că este un cadru reglementat. Acele, cum să zic, voci din spațiu public care afirmă că ar fi o structură de informatori, mi se pare exagerate. Sunt, chiar am văzut și eu, prezentați niște voluntari tineri care vor să se implice, să ajute municipalitatea și mi-ar plăcea eventual chiar să extindem modelul ăsta și în cadrul aparatului de specialitate, să vă ajute, de exemplu, să urcați înregistrările Consiliului Local pe YouTube sau chestiuni de genul ăsta, printre altele. Dar este un non-subiect, eu nu voi participa nici măcar la vot. Am înțeles. Aș fi venit și cu altă formulare, dar o păstrez, da. O păstrez pentru altă dată. Da, mulțumesc. Domnul primar, doriți să-i... Da, doamnelor și domnilor consilieri locali, încă o dată, în momentul în care nu ai nimic a spune, nimic a face, nu te gândești la orașul tău pentru viitor, nu-ți dorești să îl duci mai departe, nu dorești să-l ajuți, faci tot felul de proiecte populiste care n-au niciun fel de legătură cu realității. Cred că ceea ce a spus doamnă Breahnă Pravăț Cristina Ionela este sugestiv pentru atitudinea pe care o prezintă în fața cetățenilor. Am scos tineri de la naftalină și i-am prezentat. Unul dintre acești tineri scoși între ghilimele de la naftalină se află cu noi în sală. Și poate cu acceptul domnului președinte și cu acceptul dumneavoastră puteți să-i puneți și întrebări. Raționamentul este unul simplu. Doar o minte bolnavă sau răvoitoare poate să afirme că acești oameni sunt spioni, sunt informatori. Acea minte probabil a trăit în niște etape în municipiul Bacău sau prin județul Bacău, în care își făcea spioni și informatori. Și acum probabil îi se părea. Dar cine a afirmat acest lucru? Îi se părea, domnul primar, cine a afirmat? Doamna Cristina, haideți că și om a devenit gelos, închipuindu-și că eu am făcut așa ceva. Oameni buni, legea 78 din 2014 este un proiect de lege la care am fost și inițiator și la care am lucrat, alături de Mihai Sturzu și alți câțiva colegi. Prin intermediul acestui proiect, prin intermediul acestei legi și după aceea extinzând la nivelul municipiului acest lucru, niște oameni sau niște tineri pot căpăta vechime și experiență profesională activând ca voluntari în diverse compartimente ale administrației publice. Cei trei voluntari pe care îi are Poliția Locală a municipiului Bacău activează la intervenție, dumnealui fiind un student la Facultatea de Sport, la Departamentul de Mediu, fiind studentă la Mediu, sau la Ordine Publică, cum în cazul acestui domn, care este cu studii economice și cu studii juridice în momentul de față, în curs de efectuare. Sunt oameni care ajută, nu informează, ajută aparatul poliției locale. Dar ura, patima și populismul ieftin întunecă mințile aleșilor locali sau naționali în momentul în care se apropie alegerile. Și au senzația că dacă fac rău oamenilor, inclusiv din oraș, vor face rău primarul. Se înșeală și sunt convins că oamenii vor vedea acest lucru. Mai mult decât atâta, aici iarăși dau dreptate domnului consilier Ghingheș, un non-proiect. E un nimic. O mărgică.
Dar pot să vă spun că indiferent care va fi rezultatul votului, voi invoca articolul 9 din această lege, care dă posibilitatea autorităților publice ale administrației publice locale să accepte sau nu voluntari fără acordul Consiliului Local. Dar ceea ce am prezentat la momentul respectiv, și aici vreau să fiți foarte atenți, momentul în care eram aplaudat cu surle și trâmbițe și de către foștii mei colegi care votau în unanimitate, a fost un cadru care să reglementeze mai strict legea. Și era normal. De asemenea, sunt de acord cu domnul Ghingheș, acest lucru ar trebui extins și în cadrul administrației publice pe ansamblu ei. Dacă aveți curiozitatea și cu permisiunea domnului președinte și a dumneavoastră, poate ar trebui să-i adresați câteva întrebări sau să îl lăsați să-și exprime un punct de vedere, cel care până în momentul de față încă este, am putea spune, colegul nostru de administrație publică. Și cred că ar fi poate un punct important să lăsăm un om care și-a dorit să facă aceste activitate de voluntariat, să vedeți care au fost rațiunile, care au fost imboldul și care a fost motivația pentru care a ajuns acolo. Da. Da. Deci, dacă aveți de spus câteva cuvinte, vă rog, vă dau, accept o... Bună ziua, domnule primar, bună ziua, domnule președinte, bună ziua, domnule secretar, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Numele meu este Bândar Iulian, sunt voluntar în cadrul Poliției Municipiului Bacău, nu am rezidența în municipiul Bacău, vin din Buhuș, deci ca atare fac această activitate de voluntariat din spirit civic și nu dintr-o obligație. Acțiunea de voluntariat este una benevolă, adică neremunerată în niciun fel, neplătită, este doar o experiență care se acumulează de-a lungul unui timp, deci, mă repet, fără a fi plătită. Nu am făcut, nu voi face niciodată spionaj politic pentru un partid, așa cum s-a spus sau cum s-a arătat în spațiu. Expunerea de motive și comunicarea dumneavoastră publică, stimați socialiști de Bucava. Vedeți, e și pe internet, a apărut și pe internet și... Haideți să eficiența... lăsăm să termine. Oameni buni, să știți că și domnul Fantaza nu-i subordonatul ăsta și tot cetățean al municipiului Bacău. Să vorbească când vrea, domnule primar? Da. Serios? În momentul în care depășiți limita, poate vă aduc oamenii cu picioarele pe domnul pământ. Domnul Bărzu. Da, corect, aveți dreptate. Faceți schimb, că mai bine v-ar sta primar și domnul Necula să treacă președinte de ședință. Că... Așa. Deci nu, haideți să... Și voluntar, să știți că nu mi-e rușine. Șofer de tir, n-am probleme. Deci haideți, vă rog, nu să... Domnul... Socialiști de Mucava de scară. Domnul primar, haideți să lăsăm pe tânărul să ne spună, să răspundă. Haideți, vă rog, mai concluzionați. Bun, deci acțiunea de voluntariat, una, mie nu mi-este rușine să fac acest lucru, nu este un lucru rău, nu este un lucru urât, nu este un lucru demigrant să ai spirit civic, să vii în ajutorul unei instituții publice. Sunt antreprenor, la rândul meu, am o firmă de curățătorie, deci n-am nicio treabă, niciun interes de la primărie sau de la conducere, cu atât mai puțin cu cât nu sunt locuitor al municipiului Bacău. Da? Acțiunea sau serviciile sau, să zic, ceea ce fac eu ca și voluntar nu are legătură cu ceea ce s-a speculat atât pe internet cât și în spațiu media, adică în presă scrisă, precum că aș fi, să zic, informator. Nu știu ce informații aș putea eu culege sau ce informații sau la ce ar putea ajuta anumite informații pe cineva. Dar concret, ce activități ați făcut? Dați un exemplu la colegi ca să... Am patrulat, am făcut acțiuni de patrulare cu cei de la ordine publică, în prezent fiind și student la Ingineria Sistemelor de Securitate, în prezent lucrez la birou de monitorizare și alte activități specifice, respectiv jos, unde avem birou de monitorizare, monitorizare video. Cam asta am făcut, deci ordine publică și în prezent monitorizare.
Bine. Bun, mulțumim frumos. Domnul Ghingheș, domnul Huluță, doamna Cristina, haideți cum... Mulțumesc. Numai că nu este o rușine. Mie mi se pare că este onoare, în primul rând, pentru noi să avem astfel de cetățeni printre noi. Exact. Deci modelul ăsta trebuie extins în mai multe domenii. Deci n-ar trebui să, nici măcar n-ar trebui să vă treacă prin cap că asta ar fi o rușine pentru că vin niște politicieni și vă pun la colț. Da. Deci, s-a înțeles. Mulțumim domnul frumos. Domnul Huluță? Eu nu i-a dat voie lui domnul Fantazi să citească expunere din motive, dar eu să fiu scurt. Poliția locală are toate condițiile, fără să mai fie nevoie de aportul, în ghilimele, unor informatori și delatori. Delatori. Ce înseamnă ciripitori, probabil, în accepțiunea unora. Problema este, am mai stat de vorbă cu polițiștii locali. A fost o întrunire undeva în Harghita, în care modul de organizare și funcționare a poliției din municipiul Bacău a fost dat exemplu în toată țara. Poliția municipiului Bacău a contribuit cu tot ce trebuie pentru înființarea poliției în municipiul Onești. Deci nu-i chiar că... Sigur, e loc de mai bine, dar aici să îndepărtăm acești tineri care vin voluntari fără bani, mi se pare o aberație. Nu voi vota acest proiect niciodată. S-a înțeles, s-a mai scris la cuvânt doamna Cristina Breacnăș și cu domnul viceprimar Dragoș Ștefan. Domnul Bondar sau domnul Bândac? Da, Bândar. Bârlea. Domnul Bârlea, de când aveți calitatea de voluntar al poliției locale? Din luna noua. Din luna noua. Cum ați aflat despre acest proiect? De pe site-ul instituției. De pe site-ul instituției? Da. Și cu cine ați luat legătura? Inițial am sunat la poliția locală, la numărul de pe site, și acolo am fost îndrumat la domnul Podoleanu, Florin Podoleanu. Sunteți din Buhuș, da. Dar sunteți antreprenor, aveți o firmă de curățătorie. Da. Sunteți și student. Nu sunt student. Sunt student, aha, de fapt, la Ingineria Sistemelor de Securitate, dar am terminat și științe economice, sunt licențiat. Ok. Domnul director executiv, repet, menționați public într-o emisiune televizată faptul că voluntarii sunt specializați în domeniul acțiunilor, activităților pe care aceștia le derulează la nivelul poliției locale. Da, doamne, se specializează. Câți voluntari aveți la momentul acesta? 3, la mai zona. 3 voluntari. 3 voluntari? Adică, și câți aveați în decembrie? 4.000. Domnul, nu vorbesc cu noastră. Stați că au descoperit clubul. Doamna consilier, urmând... Nu, v-am întrebat câți aveați în decembrie. 8. Și acum avem 3. Nu. Deci, se justifică acest proiect? Îmi dați voie să vă explic? Da, vă dau voie. Mulțumesc. Deci, în conformitate cu prevederile legii 78 și a HLE-ului 400, am urmat toate procedurile legale pentru acțiunea de voluntariat. Sunt înscriși cu documente un număr de 8, dar dintre care activează doar 3 dintre ei. Colegul care este acum la intervenție și o doamnă sau domnișoară care este la mediu. Deci am respectat exact procedura din HCL. Nu am făcut nimic altceva. Și se respectă și acum. E să-mi spuneți cum un licențiat în științe economice este specializat în atribuțiile aferente poliției locale. În legea 78 și în HCL 400 nu este o prevedere obligatorie ca să poată să fie specializat în așa ceva. Eu mă refer la declarația dumneavoastră publică din 18 decembrie, din emisiunea Dialog Social. Exact așa ați spus, că avem oameni specializați și așa mai departe. Citiți, doamnă, legea 78 pe care a fost-o dumneavoastră colegă. Domnul președinte, eu nu mă refer la lege, domnul, eu mă refer la niște declarații publice făcute de domnul director executiv. După aia vă aruncați cu terasă. Și de ce aveam 8 voluntari și acum am 3? Oare de ce? Datorită circului public. Oare nu cumva au abandonat proiectul dumneavoastră alții? Stimate, și-au dat seama ce situație i-ați spus. De ce au plecat? Ia spuneți dumneavoastră de ce au plecat.
domnul primar, haideți că... Există posibilitatea ca și ceilalți colegi de-ai mei să fi plecat tocmai din cauza unor astfel de discuții, unor astfel de informații aruncate în spațiu public. Din punctul meu de vedere, este ceva jignitor să vin, eu trezindu-mă, despre exemplu, la 4 dimineața, vin, mă trezesc la ora 4 dimineața, plec de acasă, vin, fac 5, 6, 7, chiar 8 ore de voluntariat, după plec și aud că sunt informator, că demigrez nu știu ce instituție sau numai aberații. Nu a făcut nicio considerație personală. Deci nu suntem plătiți, nu suntem plătiți cu absolut nimic, nici măcar cu un pahar cu apă. Cu atât mai puțin salarii, cum s-au spus, că sunt luăm bani. Munca de voluntariat este o muncă benevolă. Cine a spus că luați salarii, domnule Bârlă? Păi, dar nu eu scriu în presă. Și unde sunt ceilalți colegi, dacă s-au simțit atât de jigniți de această inițiativă? Unde sunt? Haideți că nu mai faci. Da, mulțumesc frumos. Haideți că mai ies la intervenție domnul Ștefan și domnul Șova, deci să respectăm. Da, mulțumesc, domnule președinte. Profit de prezența domnului director Iftene aici, l-aș întreba dacă este eficient această activitate de voluntariat. Eu susțin întru totul activitatea de voluntariat și copilul meu cel mare face voluntariat și mă bucur asta și este într-adevăr o activitate care trebuie respectată. Nu știu dacă în această situație a poliției locale este eficientă, poate ne spune domnul director cu ce se ocupă mai exact și dacă acești oameni la un moment dat vor avea nevoie, pentru că știm cu toții că sunt acele adeverințe care te ajută cândva că ai făcut voluntariat. Haideți să fim totuși corecți, să spunem lucrurilor pe lume. Poate vor să facă o carieră în armată, în poliție și îi ajută. Și asta ar fi un lucru bun. Și aș vrea să îl mai rog pe domnul director, pentru că el în perioada acesta în spațiu public se discută despre un nou proiect privind desființarea poliției locale. Eu aș vrea să vă spun că mă rog, reorganizare. Eu o văd o restructurare și modernizare și aș vrea să fim totuși corecți și să dăm domnului director o perioadă de timp pentru a-și pune în practică planul de management cu care a câștigat concursul la poliția locală, să avem un pic de răbdare și să nu folosim poliția locală în această perioadă iarăși ca o minge de ping-pong politică și să câștigăm capital electoral. Într-adevăr, poliția locală are nevoie de o restructurare și, domnule director, vreau să vă gândiți concret și vă adresez pe această cale, poate veniți în perioada viitoare în Consiliul Local cu o informare, câți angajați contractuali aveți fără studii medii și câți pensionari aveți în instituție care cumulează salariul cu pensia. Vreau să ne gândim la aceste lucruri, domnul Huruță, vă rog. Da, vreau să ne gândim la aceste lucruri. Poate găsim o soluție fără să ne înfierbântăm iarăși politic și, într-adevăr, dacă facem câteva restructurări, să le facem așa cum trebuie și nu doar de dragul de a le face. Vă mulțumesc. Domnul Laur. Da, mulțumesc. Două întrebări. Aș avea una pentru domnul director de la Poliția Locală, dar după ce... O să-i adresez o întrebare domnului care, tot respectul că faceți această activitate de voluntariat, o activitate de voluntariat, dar a spus că sunteți din Buhuș, nu? La Poliția Locală Buhuș nu ați fi putut face această activitate? La Poliția Locală Buhuș nu este în prezent, nu am văzut să se facă voluntariat, nu am văzut pe site. Eu am văzut pe site-ul Poliției Municipiului Bacău. Aha, nu știți de ce vă întreb și acum... Pe domnul director, există în România la poliția locală XYZ această activitate care să o desfășoare cineva? Și dacă am fi primii, ar fi rău? Domnule primar, dacă m-aș fi adresat dumneavoastră, mă uitam la dumneavoastră, dar așa l-am întrebat pe domnul director. Mulțumesc. Există, domnule consilier. Deci în România, la ora actuală, există la polițiile locale din pereaza municipiului municipiilor, există aceste activități de voluntariat, în baza legii 78. Sunteți sigur? Sunt foarte sigur. Unde? O să vă rog să, dacă nu știți, în acest moment, să-mi faceți o... Eu sunt curioasă.
E regulă, mi-am notat și o să vă dau un răspuns. Dar oare inițiatorii nu trebuiau să verifice dacă mai există aceste păi lucruri? Nu degeaba, păi noi știm nu că nu există, de-aia, domnule primar. Degeaba am da? Pus întrebarea. De-aia. De-aia. Bun, haideți să terminăm cu discuțiile, nu? Mai e. Ați făcut o gaură în cer, domnule. Mai e domnul Ghingheș. De exemplu, de exemplu, în Prahova este un proiect pilot, dacă dați pe Google, este o știre de la Mediafax, Poliția Locală Ploiești va fi ajutată de 50 de voluntari. Haideți, domnul Ghingheș, deci, vă rog. Exact asta voiam să precizez și pe lângă asta... Articolul este din luna august anul trecut, deci dacă dăm un telefon la Ploiești, sigur acum e în vigoare. Și să mai precizez ceva. Domnilor consilieri de la PSD, m-am uitat pe procesul verbal de data de pe 28 octombrie, parcă 2018. Și ați votat și dumneavoastră. A fost unanimitate atunci. Da, da. Și... Nu, noi l-am inițiat, dar n-am zis că nu l-am votat. Păi domnul Ghingheș, dumnealor și... văd toate proiectele, de fapt, într-o luptă cu primarul, nu interesează de oameni. Și mi se pare de considerație. Mi se pare deplasat acea întrebare cu privire la Bucuș. Domnule Șova Gâțulaur, dumnealui vine aici tocmai pentru că are un cadru în acest sens. Poftiți, domnule, să... Dumnealui vine aici să facă voluntariat tocmai pentru că noi am adoptat aici un cadru pe care dumneavoastră vreți să-l eliminați. Ok, da. Foarte frumos din partea dânsului, dar nu am spus altceva. Da. Da? Foarte păi frumos bine. Că vine. Haideți că eu, sistem discuțiile, haideți să trecem la... Și ca urmare, ca urmarea atitudinii, anunț că voi vota. Așa, voi vota împotriva proiectului, ca bine. Să se pună la numărătoare. Bun. Sisteți discuțiile, domnul secretar. Haideți să ne concentrăm pe procedura de vot. Votul este deschis, parcă. Faceți apelul... Cine este pentru? Pentru aprobarea proiectului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Păi, eu n-am înțeles nimic. Deci domnul Ghingheș e împotrivă. Da, nu, domnul Ghingheș și ceilalți din partea de la PSD, cei care au inițiat proiectul, n-au ridicat mâna decât doi oameni, atât că pentru. Am ridicat cu toți. Nu, serios acum. Haideți, domnul secretar. Nu, n-am văzut, recunosc, nu. Am înțeles, bun. Domnul Scripăț, cum e? Că nu a ridicat nicio mână. Domnul secretar, voiam chiar să tac, dar dacă mă stârniți, vă spun ceva. Da. Într-o Lăsați. Țară și într-un oraș normal, poate e nevoie de serviciul ăsta, dar dumneavoastră și așa folosiți poliția locală ca instrument politic. V-ați încuscrat, v-ați încumetrit. Da, deci folosim poliția da, locală când în momentul corect, în care descoperim pe contravenientul Scripăț, bravo, atunci bravo, ai poliție domn politică. Primar, domn primar, eu v-am zis, domnul viceprimar, opriți-vă din perorăt din primar, aruncat cu noroi. Domnul pentru primar, că nu vă este favorabil. Da. Ați făcut dar numai prostii. Dar nu trebuie să fii favorabil, nu mai prostii. Indiferent ce se întâmplă, poliția locală trebuie reorganizată. Fără autorizație. Da. Dar de unde ați aflat? De unde? De la poliție, că aha, eu stabilesc amenda, stimate domn. Dați-mi amendă, domn primar. Păi, dar normal că o să vă dau. Da. Nu sunteți nici primul și nici ultimul. Și am încetat. Nu mai folosiți poliția locală vă ca rog, instrument în favoarea dumneavoastră. Dispar cu campania electorală de aici. Haideți să revenim la... Da, până la urmă, bine ne-ați ajutat să omorâm mistrețul, domn. Domnul... Deci rezultatul votului. Dați-o leagă că eu nu știu cum a votat domnul Scripăț să-l consemnez. Păi cum deci, au votat până la urmă? Reluăm procedura de vot, dacă n-ați înțeles. Cine este pentru? Să ridice mâna, cine e pentru? A, și-au catadictit și domnul Scripăț. Bun. Câte voturi sunt pentru? Numărat. Domnul Scripăț a ridicat pentru, l-am văzut eu că ridica mâna. Bun, 10 voturi pentru. Este cineva împotrivă? Domnul Ghingheș, domnul Uluță și cu domnul Crețu. 3 voturi. Da. Abțineri, nu? Cine se abține? Da. 10 la 10, deci proiectul nu a fost adoptat. N-a fost adoptat, trecem la următorul proiect. Căutați delatorii și informatorii. Mai căutați, că aveți, mai căutați că aveți doar 3 acum. Căutați un pic delatorii și informatorii la dumneavoastră în partid. Faceți o selecție, domnul primar, că văd că cel puțin un efect a produs acest deci trecem... proiect, da. Această inițiativă. Haideți să trecem la ordinea de zi, la proiectul numărul 16, fiind vorba de o persoană juridică care cere... Și vreau să mulțumesc consilierilor locali care au votat împotriva acestui proiect. Pentru că au înțeles esența și celor care s-au obținut. Vine Moș Crăciun, nu? Deci... Decât să stau să consum motorină degeaba, măcar eu fac proiecte, estimate da, domn. Nu dorm pe mine 3 ani. Haideți să nu... Polițiștii locali s-au
Domnul, haideți vă invit cu mine haideți să vedeți ce fac polițiștii locali, domnul Șova. Numai simpla relație dintre, așa știm, e, să știți, doamne, ar trebui să producă o demisie, cel puțin o demisie, ora dumneavoastră, ora domnului director Iftene. Da, i-a întrebat un pic la Transelectrica, doamnă, pe șef. Oare ar trebui să-și dea demisie cineva pe acolo? Nu, nu i-a aflat. Și după aia vorbiți. Haideți să revenim la ordinea de zi, proiectul numărul 16. Mișcătoare, proiect de vot, vă propun, după conform prevederilor legale, vot secret. Vă salut, la revedere. Cine este pentru această procedură, vă rugăm să ridicați pentru. Dacă se abține cineva, cineva împotrivă, domnul, o abținere, toată lumea este pentru, deci procedura de vot secret. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de un alt plan urbanistic de detaliu întocmit pentru construire centru de evenimente, activități recreative și distractive, Calea Moldovei numărul 98, cu beneficiar, teren proprietate particulară, beneficiar SECE Rut Food SRL. Acest proiect beneficiază de avizele de conformitate din partea aparatului de specialitate, din partea domnului secretar general, motiv pentru care vi l-am adus spre dezbatere și decizie. Dar, doamnelor și domnilor consilieri locali, poate ar fi important în acest proiect, măcar la acest proiect, să audiați un pic și beneficiarii sau potențialii beneficiari. Bine. Cred că ar fi corect. Să iau avizele și după aceea o să dau cuvântul și dacă este beneficiar în sală. Domnul secretar, avizul? Favorabil. Favorabil, da? Domnul Ciprian Fantaza. Doamna Diana Marin, domnul Florin Mateuță, doamna Ianula Pricopoaie, domnul Laur Șova Gâtu. Bun, discuții dacă sunt, dacă este de cineva de la firma... El nici autorizație de funcționare nu are. Să ce? Rut Food SRL, dacă este din beneficiar, este în sală și dacă vrea să... Dacă dorește să intervenție. Bună ziua, Iuliana Geliman, sunt arhitect, reprezint beneficiarii. Și dacă considerați că este necesar să vă dau detalii referitor la acest proiect, vă stau la dispoziție din punct de vedere urbanistic. S-a discutat data trecută despre accese, despre procentele de ocupare ale terenului și toți indicii urbanistici. Ne-am străduit pe cât posibil să le facem cât se poate de mici, deci am mers la jumătatea procentului de 40% cu 21,60, deci suprafețe cât mai mari, spații verzi. Necesare un astfel de centru. Aș vrea să vă spun un alt punct de vedere, că proiectul, am depus și cerere către dumneavoastră, este inițiat pe fonduri europene. Avem marea rugăminte să ne susțineți pentru continuarea acestui proiect. Am o întrebare, cât este valoarea investiției dacă... 2 milioane de euro. 2 milioane de euro. Da, da. Și locuri de muncă? S-au estimat... Nu mai știu, cred că vreo 20 și ceva de locuri de muncă, însă vă dați seama, taxele către impozit vor fi foarte mari. Da, da. Bine. Mulțumim frumos. Dacă sunt întrebări, colegi, dacă mai au alte întrebări față de beneficiar... 21,60% din... 50-50. Da. Dacă colegii nu mai au alte întrebări... Procedura de vot, în loc pe domnul Danilă să împartă buletinul. Mai da cu piciorul la consemnătură la două investiții, 2 milioane de euro. Deci vorbești. Păi nu aveți, ce vreau cu tine, mă.
Acum, votezi tu asta. Hai! Președinte, de ședință avem? Proiectul numărul 16, 9 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, un vot nul. Proiectul nu a fost adoptat. Deci, dăm cu piciorul la o investiție 2 milioane de euro în Bacău. Felicitări pentru cei care au votat împotrivă. Doamna Breacnă Pravăți, nu știu cine o să vă plătească salariul ăla, baban, în ritmul ăsta. Care salariul, domnul Ghingheș? Sau salariile, mă scuzați. Care salariul? În ritmul ăsta... Domnul Ghingheș, nu munciți ăsta... până la 12:01 noaptea cu mine, da? Ca idee. Și nu sunt salarii, aia, cei 30.000 de lei sunt în capul domnului primar și atât. Așa, vă rog, doamna Tamba, 300 de milioane de lei pe lună, ați auzit, da? Vă rog frumos să consemnați în procesul verbal lucrul acesta. Da. Consemnați că o să vă faceți mult succes. Da, vă rog. Stați liniștită că o să facem reconvenționale, stați liniștită. Întrebați-vă avocatul, doamna Pravăț. Avocatul meu este domnul Miclăuș, dacă nu știați. Proiect. Ați înțeles? Discutați cu domnul Miclăuș din momentul ăsta, nu glumesc. Da, da. Cu dumneavoastră discut și cu oamenii din jurul ăsta. Deci trecem la proiectul numărul 17. Vă
Vă propun procedura de vot deschis. Deci noi suntem 9 consilieri locali, au fost 11 voturi împotrivă. Apropo, matematică. Dar când le trăgeați pe ultima parte a ordinii de zi și fugeați din sala aia, cum se chema? Primar, iar nu vă este socoteala? Nu, vă spun eu. Modificați ordinea de zi și după aia fugeați din sală. Vă rog frumos să-mi argumentați de unde sunt cei 300 de milioane de lei pe lună și pe aia discutăm. Deci mințiți, deci, haideți să revenim. Doamna, dumneavoastră vă bate joc de oraș. Un mincinos sunteți. Iar dumneavoastră vă bate joc de oraș. Haideți să revenim la ordinea de zi, vă rog. Doamna Cristina, haideți să intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 17, procedura de vot deschis. Vă supun la vot. Cine este pentru procedura de vot deschis? La vedere. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Deci, 18 voturi pentru, procedura de vot deschis. Domnul primar, prezentați proiectul. Nu 18. Sau 17, așa. Nu, 17, că nu l-am discutat. Vorba de aprobarea proiectului sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local de plasări cu bicicletă. Da, deci, domnul secretar Avizo. Favorabil. Domnul Fantaza. Doamna Breacnă. Cristina. Avizo. La care proiect? 17. Având în vedere acuzațiile nefondate și afirmațiile mincinoase ale domnului primar referitoare la veniturile mele lunare, eu retrag... Propun colegilor mei din grupul politic PSD să ne retragem din sală. Ei, ce v-am zis? Doamna Pravăț. Doamna Pravăț. Deci este un proiect de 20 de milioane de euro care dumneavoastră dați cu piciorul, că luni trebuie depus la București acest proiect. Doamna consilier, este de maximă urgență acest proiect. Puteți să întrebați pe domnul director. Domnul director, explicați un pic ce înseamnă această chestiune. Votăm acest proiect. Haideți să votăm. Blocați acest proiect, nu? Domnul Bârzu, continuăm. Continuați. Mulțumesc frumos. Cu acest proiect atât. Da, deci... Da, avizul ați dat, avizul, favorabil, doamna... Favorabil, da. Favorabil, da? Doamna Ianula Pricopoaie? O plecat. Cine favorabil cine loc? Favorabil este. Favorabil, da? Domnul Gabriel Stan... Doamna Doina Dragomir? Doamna Doina? Favorabil, da? Domnul Laur Șova? Favorabil. Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt discuții. Domnul secretar, unde ați fugit? Domnul secretar nu este? Supunem la... Domnul secretar? Domnul secretar? Supuneți la vot cine este pe proiectul 17. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Da, deci s-a aprobat. Trecem la proiectul numărul... 19. 18. Cred. Nu-i 19. La proiectul numărul 18 am anunțat că nu voi participa la vot. Nu, cred că la 18. Parcă e posibil să fi văzut 10 din greșeală. Deci la 18 nu particip la vot. 18. 18, nu la 10, nu particip la vot. Dar cum votează grupul PSD aici? Nu știu. Pentru domnul Izvoran. Știam că visați pe domnul Izvoran. Știam. Da. Uitați pentru... Eu nu particip la vot, da? Deci procedura de vot secret. Cine este pentru această procedură de vot secret? Pentru... Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Deci cu 18 voturi. Secretar, eu n-am auzit exact motivul pentru care nu participă la vot. Legea precizează foarte clar că trebuie să specifice de ce nu participă la vot. Și chiar mi-ar plăcea să respectăm legea. De ce nu particip la vot? Da. Pentru că beneficiarul... Dar vă explic că nu e nicio problemă. Este văr primar cu mama mea. De asta nu particip la vot. Da. Bine. Domnul secretar, vă rog avizul. Sau ați prezentat proiectul? Da, domnul primar, prezentați proiectul întâi, îmi cer scuze. Este vorba de proiect privind... Vă rugăm liniște! Vă rugăm liniște, nu mai vorbiți între voi. Alo? Hai. La 18, nu.
Haideți, domnul primar, vă rog. Aprobarea prelungirii duratei prevăzute în contractul de concesiune 5625 din 95, încheiat între municipiul Bacău și domnul izvorarul Dumitru. Da. Domnul secretar, avizo. Vă rog, avizul, domnul secretar. Domnul Fantaza. Doamna Diana Marin. Doamna Pravăț, comisia e favorabil, da? Doamna Ianula Pricopoaie. Doamna Doina Dragomir, domnul Gabriel Stan, domnul Laur Șova. Discuții. Nu sunt. Vă rog să trecem la procedura de vot secret. Domnul Danilă, împărțiți buletinele de vot.